Azi, copii, mergem la vine de la călugări. Cu mine merge Maria, Dora, Pașa și Nifa. Joja, tu cu Visarion rămâneți acasă. Puneți mâna pe hârlețe și începeți să săpați în grădină. Noi ne întoarcem spre seară și vom curăța copacii. Prima zi de lucru în vie a fost productivă. Nici nu au prea simțit oboseala. Au început-o cu cotorâtul la rădăcină. Nu s-au prea spetit cei de-au lucrat în vie în acești ani, a observat pentru sine Agafia. Timp de 2 săptămâni, reușiră să facă întrucâtva ordine în vie. Mai aveau de lucrat la cramă. 4 ani de lipsă a stăpânului au lăsat urme adânci și aici. Agafia îi trimitea în fiecare zi pe Joja și pe Nifa la pădure, acolo strângeau haragi pentru vie. Rămânea problema aratului. De unde va lua boi sau cai? Plugul și borana n-au fost luate de nimeni. Agafia s-a dus la cumnata Maria. Bineînțeles că atât cumnata Maria, cât și cumnatul Dumitru au căzut de acord să-i ajute. Bine, cumnata Agafia, tocmai am discutat despre aceasta cu Maria și ne-am zis că oricând te vei adresa, neapărat te vom ajuta. Cu atât mai mult că pământul nostru trebuie doar boronit, căci am arat toamna. Dar Petra, din câte știu, avea vreo 8 hectare de pământ. Pentru a le ara și boroni este nevoie de vreo 3 zile. Dar cine va merge la arat? Eu, cumnate, și cu Dora. Îl vom lua și pe Joja. Înari va putea înaboi, iar Dora va ține plugul. Eu voi fi cu boronitul și semănatul, așa că ne dăjduiesc să reușim. Cu ajutorul rudelor, Agafia a isprăvit lucrările agricole până la sfânta sărbătoare a Învierii Domnului. La Paște, gospodăria era pusă la punct și casa primenită. În curte umblau fudule 2 cloște cu puii abia ieșiți din ouă. Totul prevestea că viața și reia, într-un fel sau altul, cursul firesc. Agafia, împreună cu copiii, a fost la slujba din Învierea Domnului Iisus Hristos. La un moment dat a văzut-o pe Luba Gânju, cea cu care a trecut cercurile iadului. S-au bucurat nespus de mult de reîntâlnire. Lumina luată la această înviere le-a insuflat și mai mult credința în Dumnezeu, cel care a avut grijă să-i protejeze de călăii sovietici ce s-au năpustit ca o haită asupra lor și i-au hărțuit vreme de 4 ani. Cu chipul luminat de flăcările lumânărilor aprinse de la focul din altar, la slujba de înviere, Agafia a simțit deodată un val de putere care îi întări convingerea că va putea să-și crească și să-și pună la ale copiii. La masă de sărbătoare a avut de toate, și pască, și ouă roșii, dar mielul tradițional l-a lipsit. Oile nu l-au găsit. Nici rudele și nici vecinii n-au mai aflat unde-s. La această masă de sărbătoare a avut grijă de ei Maica Domnului. Întorcându-se acasă de la biserică, în duminica Paștelui, Agafia își găsi în curte părinții de la Bogzești, tatăl Ilie și mama Varvara. Bucuria revederii era nemărginită. Salutul tradițional de Hristos a înviat, adevărat a înviat, a fost urmat de îmbrățișări și lacrimi. Cumpa mea, Agafia, fata ta e chinuită și oropsită, supusă atâtor încercări. Nu am mai crezut că te văd, să-mi văd nepoții. Dar Dumnezeu e mare. Voi ați suferit, iar ochii noștri nu s-au mai uscat. Ne-a auzit Iisus Hristos și Maica Domnului și v-a luminat drumul spre casă. Azi, după 4 ani de despărțire silnică, ne bucurăm împreună de această zi a învierii Domnului Iisus Hristos. Ne dăm seama că vă e greu, acum în gospodărie. Nici în curte, nici în casă nu aveți venituri și rezerve, dar sunteți toți muncitori. O să dea Domnul și o să reveniți la viața pe care ați avut-o înainte de a veni rușii. V-am adus câte ceva pentru masa de sărbătoare. Iată un cârlan, v-am mai adus și niște sarmale. Acum, Agafie, hai să punem masa și să sărbătorim ca toți creștinii învierea Domnului rosti bătrânul tată. În tot acest timp, Varvara, îmbătrânită mai mult de durere decât de ani, își ștergea cu batistă lacrimile, îmbrățișându-i ba pe unul, ba pe altul. Hristos a înviat, adevărat a înviat, a răsunat la masă în repetate rânduri. S-au înălțat cântări întru slava Mântuitorului, dar în același timp, în jur domnea tristețea. La masă de sărbătoare lipsea soțul și tatăl Petrea, stăpânul casei. Ajungând în vară, viața se ușurase. Grâul strâns i-a asigurat câine cea de toate zilele. Legumele și fructele crescute de ei le-au permis să aibă masă variată, sănătoasă.